Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Aceasta este poza istorică a zilei. În mijloc este fostul premier liberal Brătianu, aici este domnul Ciolacu și domnul Câțu. Așadar, cei de la PSD ar trebui să pună mâna pe carte și să vadă cum este cu istoria Partidului Național Liberal. Înspre asta evoluează lucrurile, dacă nu se întâmplă ceva senzațional mâine sau poimine, vedem cine va fi desemnat prim-ministru, cel mai probabil domnul Nicolae Ciucă. Ați văzut declarația domnului Câțu, o să le reluăm și noi partea importantă a declarațiilor legate de flexibilizarea mandatului, adică e genul ăsta de politică cu politică flexibilă și politică inflexibilă. Sunt momente dificile pentru cei de la PNL care trebuie să explice de ce se pun la masă cu cei de la PSD după ce ani de zile, cel puțin ultimii 3-4 ani de zile, au fost într-o opoziție dură față de cei de la Partidul Social Democrat, care ar trebui să intre la guvernare. Pot să vă spun că în acest moment și la PSD, dar și la PNL sunt grupuri de lucru, dacă cum spunea cronicarul, din cuțite și păhare, pentru a negocia și a discuta despre pozițiile guvernamentale. Realitatea politică arată, din punctul meu de vedere, astfel. Nu le pasă de faptul că mor oameni în spitale. Negocierile continuă cât se poate de pragmatic pe poziții guvernamentale. Cei de la PSD vor Ministerul de Finanțe, vor Ministerul Transporturilor, vor Ministerul Muncii, al Sănătății și posibil cel al Economiei sau Energiei. Astea sunt dorințele de început, da? Ce vor pune pe masa discuțiilor începând de mâine. Președintele României nu mai vrea USR la guvernare. Asta este o certitudine. Iar miza acestui scandal, pentru că luni de zile am discutat despre lucrurile care s-au întâmplat pe scena politică și încet, încet ajungem și la un numitor comun. Președintele României nu mai dorește pe cei de la USR la guvernare, pentru că useriștii vor și se încăpățânează ca în toate discuțiile să păstreze Ministerul Justiției. Ministerul Justiției este cheia acestui scandal care ține România blocată de 3-4 luni de zile, cel puțin la sfârșitul lunii august, cu siguranță este un blocaj total la nivel guvernamental. După scoaterea din guvern a lui Stelian Ion, știți discuțiile cu numirea procurorilor, ce a făcut ministrul USR. Deci, un minister cheie este Ministerul Justiției, celălalt este Ministerul de Finanțe. Cam toate, repet, toate informațiile duc spre constituirea unei majorități PSD-PNL-UDMR. Vedeți aici declarații din trecut, ale domnului Câțu de la Congres. Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie votați PSD, niciodată, cum aș putea. Se referea la Ludovic Orban, care a făcut campanie pentru USL-ul anului 2012, când PSD este și va rămâne cel mai mare inamic al Partidului Național Liberal, semnul întrebării. Sunt sincer și direct, indiferent de costurile politice, așa că trasez o linie foarte clară. Cât sunt eu președintele PNL, nu vom face alianță cu PSD. Ne delimităm de acest partid toxic care a făcut rău românilor. Îl ținem în opoziție acum. Atunci îl ținea în opoziție domnul Câțu, acum PSD cel mai probabil va intra la guvernare. Haideți să vedem declarațiile, vă prezintă invitații, discutăm politică în această seară, pentru că așa este agenda publică și agenda pe care politicienii o fac. Evident, personal pot să vă spun că agenda publică a românilor sau preocupările românilor sunt cu totul altele. Dar pe altă parte și politicienii sunt importanți pentru că ei ne conduc, mai ales că noi îi plătim. Mulți nu conștientizează lucrul ăsta. Așadar, la 600 de decese astăzi, vorbeam cu un medic care mi-a dat astăzi o informație absolut groaznică. Nemai existând oxigen medical furnizat de două companii, că este un vasi monopol în România, au început să le administreze bolnavilor de COVID oxigen industrial. Repet, oxigen industrial. În tancurile alea albastre, cum era pe vremuri, dacă mai țineți minte, când se făcea sifonul, da? Mai țineți minte sifonul ăla cu butelii albastre? E bine, oxigen industrial e o criză de oxigen, e o criză de medicamente, este un trafic infernal
un trafic infernal cu arbidol și cu tot ce se găsește. Oamenii sunt disperați să cumpere medicamente la suprapreț, pe sub mână. Nici măcar nu știu ce cumpără. Da? Eu sunt convins și știu că mare parte din medicamentele astea, cum este arbidolul, de bună seamă că e contrafăcut. Să nu vă gândiți că portbagajele alea de arbidol care intră prin România sau mașinile mici, mari, cu arbidol. Apropo, poliția de frontieră, VAMA, poate faceți și dumneavoastră ceva, că și voi sunteți plătiți din bani publici. Deci, într-o atmosferă asta groaznică din spitalele din România, politicienii negociază. Evident, cum vă spuneam, în București se fac grupuri de lucru. Are apărut în schemă celebrul Ionel Arsene. Este de neînțeles cum cei de la PSD vor să împingă în față cam toți oamenii ștampilați Dragnea, da? Made by Dragnea, garantat Dragnea. Apar băieții în față, Cuc, Arsene, combinatorii, cărătorii, jmecherii. Asta este atmosfera. De partea cealaltă, da? Cei de la PNL sunt cu spatele la zid și trebuie să accepte în zilele următoare formarea unui guvern oarecum singurul posibil. Pentru că să nu uităm, Ludovic Orban a furat 15 parlamentari, o să mai vină și alții alături de gruparea lui Ludovic Orban. Am văzut că fostul președinte al PNL și-a făcut un fel de partid Facebook, se numește ceva Forța Liberală. O să primească bani de subvenție, domnul Orban și prietenii lui, da? Ia 15-20 de parlamentari și vor negocia bob cu bob, vot cu vot, instalarea unui viitor guvern. Sau vor intra în opoziție alături de AUR și de cei de la USR. Useriștii sunt și ei disperați. Să vedeți ce disperare este la USR în tabăra lui Drulă. Da? Drulă urlă și nebunește pentru că nu mai poate ajunge ministrul transporturilor. Un alt minister pe care se vor bate mulți șmecheri și se bat foarte mulți șmecheri în România acestor zile. Haideți să-l vedem pe domnul Cîțu, invitații și apoi intrăm în dezbatere. Repet, pe fundalul acestei crize groaznice trebuie să analizăm încă o dată ce vor politicienii de la România. Eu sincer nu pot să înțeleg ce vor. Cu siguranță vor funcții, vor bani, vor poziții de putere. Asta vă spun cu siguranță. Dar ceva pentru popor, pentru oameni, nu sunt sigur. Mandatul este foarte clar de a negocia cu Forțele Democrație în Parlamentul României și cu USR mergem și discutăm și cu cei de la PSD. Acum știu că cei de la USR, unii colegi au spus de cei de la USR că sunt probleme, la PSD avem și acolo plângeri penale împotriva președintelui partidului și așa mai departe. Deci sunt peste tot probleme și aceea este important să știe românii că noi vrem și suntem gata să rezolvăm această criză. Bună seara, Robert Turcescu, mulțumesc pentru prezență, evenimentul zilei. Bună seara, domnule Daniel Fenechiu, senator PNL. Bună seara. Posibil viitor ministru, la cum se fac... E o glumă, Dumneavoastră m-ați făcut mai des ministru decât au avut alții intenția. Mulțumesc pentru... Până la urmă o să ajungeți. E, posibil. Știți câți miniștri au fost schimbați de la instalarea guvernului liberal din 2019 sau cât se schimbă regulat? Știți că viața unui ministru e cam de 6 luni. Cam așa. Începând din 2017, de la guvernele lui Dragnea. Bună seara, domnule Radu Oprea, senator PSD, purtător de cuvânt al partidului. Bună seara. Domnul Victor Ilie, deputatul USR, este alături de noi de asemenea și se va alătura dezbaterii. Fostul prim-ministru PSD, Mihai Tudose, îl așteptăm când avem legătura, vom intra în dezbatere. Robert, cum era vorba aia, never say never, niciodată să nu spui niciodată, da, politică, apropo de politică, da, discutam asta la început emisiunii cu producătorul emisiunii, adică e genul de situație exact cum scrie în manualul ăla de științe politice. Nu zice niciodată niciodată că te vei trezi să pui în practică acel niciodată. Da, e o situație foarte complicată și, sincer vorbind, chiar dacă vom ajunge la o variantă în care PNL-ul, să zicem, printr-o, nu știu, vrajă, reface alianța la guvernare cu USR-ul sau printr-o, minune e mult spus, dar asta e, face o alianță la guvernare cu PSD-ul, trebuie să fim cu toții conștienți încă din primul moment în care se semnează o eventuală astfel de alianță, că ea nu are șanse să reziste în timp. Deci România în acest moment are în Parlament o sumă de partide care oricum s-ar combina
pot să facă, să spunem, de ochii lumii o alianță politică în stare să voteze un guvern? Matematic, matematic, dar acea alianță nu va dura mai mult de câteva luni. Da? Din a doua zi din care se face alianța, evident că vor exista în toate taberele politice, oricum s-ar așeza lucrurile, vor începe unii să tragă unii în ceilalți. Deci, cred că până la urmă varianta spre care ar trebui să ne îndreptăm, presupunând însă că și asta ar avea o, ar da o nouă dimensiune actuale scene politice, este varianta alegerilor anticipate. Dom'le, hai să fim serioși. Deci, înțeleg, putem să-l credităm cu bune intenții, să-i credităm pe liderii partidelor, pe Ciolacu, pe Câțu, pe Kelemen Hunor, pe Dacian Cioloș, chiar și pe George Simion și pe ceilalți. Deci, dom'le, ei vor, ar vrea. Nu se poate. Deci atât de multă zgură este adunată în trecut, atât de multe, pomenea Câțu, procese, invective, declarații categorice din categoria domne, niciodată noi cu oia, noi nu cu oia, hoților, febră, leprelor, ciumelor și așa mai departe, ca să nu ajungem și la celebrele scandări din piață de acum câțiva ani, încât nu se poate da niciun partid acum de trei ori peste cap și să spună, domne, uităm, dăm trecutul uitării și ne așezăm la masă, vom fi raționali și vom reuși să facem un guvern stabil. Da, România e într-o perioadă de criză politică îngrozitoare, foarte greu de traversat. În ciuda faptului că unii arată în principal cu degetul către Klaus Iohannis în legătură cu această criză, eu spun cu tărie că principalii vinovați pentru haosul la care asistăm acum sunt cei de la USR. Da? Pentru vorba lui Moromete, pe ce te bazezi? Păi mă bazez pe faptul că domne, se crease, asta era un guvern, am înțeles. Într-un guvern, în momentul în care ești de acord să fie unul prim-ministru, că îl cheamă Câțu, că îl cheamă Popescu, că îl cheamă Vasile, îi dai posibilitatea că el conduce aparatul guvernamental, el e țintă piept fiind prim-ministru, se numește guvernul Cutărescu, da? Și în cazul ăsta aveam guvernul Câțu, îi dai și posibilitatea de a remania miniștri. Da? Nu pleci de la guvernare că ți s-a remaniat un ministru. Mai ales că înainte de a lua astfel de decizii, stai și analizezi. Băi, e criză sanitară, băi, se apropie criză alimentară, criză economică, e o situație complicată. Hai să ne batem în interior, am înțeles, nu e nimeni de neînlocuit, nu ne-a dat afară de la guvernare lumina partidului. Stelian Ion nu era lumina USR-ului. Puteau să spună, domne, așa ceva nu se face, să nu știu ce, asta înseamnă să maturitate politică. Asta este o analiză, acum, joc eu rolul useristului, da, moderator userist, da. Sunt mulți în presa din România, că e la mod acum deja să prea mulți, moderator da. Userist. Așa. Din perspectiva cealaltă, oarecum cei de la USR, și o să vedem și imediat opinia domnului Victor Ilie, în opinia mea, cred că cei de la USR nu au fost bine înțeleși de celelalte partide. Și ce vreau să spun? Liderii USR și USR ca ansamblu politic, ca ideologie politică, și-a făcut foarte bine auzită ideologia și viziunea lor despre politică. Este una foarte simplu. Faci ca mine, my way or no way, da? Ca să dăm citate din linia engleză în continuare. Da? La useriști lucrurile sunt foarte simple. Bă, faceți cum vrem noi și se vede și la sectorul 1, știi foarte bine ce face Cotil Arman, se vede foarte bine și din mentalitatea lui Nicu Șordan, se vede din mentalitatea lui Dominic Fritz și în general a liderilor de la USR, Cătălin Drulă. Oamenii ăștia nu vor să stea la masă și n-au avut niciodată. Ei spun, bă, uite-te, vreau să facem asta. Eu consider că lucrurile astea sunt bune și trebuie făcute. Dacă vine cineva cu altă opinie, spune, nu, ești corupt. Da? Domnule Ilie, vă rog, interveniți. Halal, moderatorul serist. Pot să spun și eu părerea noastră. Doamne, în 30 de ani în România politica s-a făcut pe sistemul merge și așa. Închidem ochii la încălcarea legii, mai ciupim din banul public, mai nu știu ce. Chestiile astea nu se discută, stimate domn. Nu stăm la masă cu oameni care vor să pure din banul public, care vor să încalce legea. Deci așa, chestiile astea nu se discută la noi. Da, și la de aceea, exact, într-adevăr, vechea clasă politică este greu
să vrea să se înțeleagă cu noi, pentru că ar trebui să vrea să se reformeze, ar trebui să se rupă de clientela veche de partid și să facă lucrurile corect. Mai ales acum în criză, da? când avem un deficit bugetar foarte mare, ăsta e momentul în care măcar temporar mai lasă clientela de partid. Deci aici dumneavoastră vorbiți de clientela de partid. Aveți un primar la Bacău pe care îl cheamă domnul Viziteu, a fost în comisia SRI. Este un dosar la DNA că și-a angajat doi prieteni care lucrau pentru partid, pentru campania USR. I-a angajat la primăria Bacău, i-a prins DNA-ul. Eu nu știu de ce DNA-ul n-a extins cercetările pe domnul Viziteu, pentru că angajările le face primarul. Este dosar cu albul negru, apropo de... Asta nu are nicio legătură cu ce se făcea înainte. Pe cum nu are. Domnul Mănăstire, vă rog frumos, nu are legătură. Ziceați că nu se poate sta la discuție cu noi. Și vă spuneam, pentru furt din banii publici, pentru PNDL, 50 de miliarde de lei dați fără criterii și împărțiți de primul ministru doar către primăriile alese de el după bunul plac, cu asta nu vom fi de acord. Dar vrem să stăm la discuții, vrem să le facem coaliția, doar că ce să vezi? Nu ne-a chemat nimeni la discuții pentru prefacerea coaliției. Tot ce vedeți dumneavoastră, când a venit domnul Ciucă și a vorbit cu domnul Cioloș, a zis, domnule, eu am mandat pentru guvern minoritar. Păi ce tupeu e ăla din partea PNL-ului să zică, votați-ne guvernul, dar nu vă dăm niciun minister. Și mai vorbim noi mai la primăvară să refacem coaliția. S-a întâlnit hoțul cu prostul, știți? Domnule Fenechiu, s-a întâlnit hoțul cu prostul. Cine-i hoțul și cine-i prostul din... Eu tot timpul am admirat elocința USR-ului care spune, băi, peneliști, voi sunteți niște hoți. Furați de 30 de ani. Vreți să furați în continuare. Am rămas la guvernare ca să nu furați. Dar noi vrem să discutăm cu voi, să stăm la masă. Cu hoții. Păi nu, eu așa înțeleg, da? Înțeleg din toate astea că suntem hoți. Acum, eu sunt și cu atât mai surprins, pentru că eu am o relație... Un host, cum se numește? Poftezi? Complice, nu? Că nu să sunteți expert în drept penal. Complice. Unul care stă la masă cu un hoț. Nu e complice. Complice, un instigator, un tăinuitor. Tăinuitor, whatever. Nu, da, eu sunt foarte surprins, pentru că eu am o relație extrem de civilizată și extrem de lucrativă cu foarte mulți colegi de la USR. Care... Sunt oameni extrem de serioși. Și în discuțiile care am cu ei nu există această retorică. Există câțiva care sunt ies extrem de mult în spațiu public și care folosesc această retorică. Îmi amintesc, asta o să-mi fie foarte greu să depășesc faza când miniștrii USR, după ce USR-ul anunțase moțiunea de cenzură, nu-și dau demisia, pe considerentul că, domne, dacă rămânem acolo, nu-i lăsăm să fure. Era la dumneavoastră în emisiune, chiar cineva a făcut o glumă. Erau gardieni. Da, erau gardieni. Cineva, la totul știrea că Fenechiu spune că în 5 zile se poate fura foarte mult. Da? Un jurnalist extrem de inventiv, care probabil că a ascultat pe fractură emisiunea. Eu fiind foarte surprins, măi frate, cum tu, ministru, rămânând în guvern pe portofoliu tău, să-l supraviezi pe ăla că i-au pus un alt portofoliu, da? Deci nu există nicio chestiune. Dar această retorică nu funcționează. Pentru că nu poți să vrei să faci un guvern cu mine, să mă faci hoț din 10 în 10 minute, să-mi spui că vin din vechea clasă politică, că trebuie să mă reformez. Asta e o abordare care nu este în regulă. În PNL sunt foarte mulți colegi, între care mă număr și eu, care evident că am o simpatie și mi-am dorit refacerea coaliției. Din păcate, voi nu faceți altceva decât să dați muniție celor care nu vor cu voi. Pentru că tot timpul te gândești așa, fac în continuare guvern cu SR-ul și mă voi trezi în nu știu unde, că sunt hoți în continuare. 24 de ore cel mult. Nu, dar asta e toată povestea, da? Deci în loc să depășim această chestiune, să spunem, domnule, hai să stabilim niște reguli. Deci atunci am domnule Fenechiu, de ce nu ați vrut și nu vreți în continuare să faceți ce vă spune USR-ul? Pentru că dilema asta s-ar rezolva dacă ați face ce vrea USR-ul. Pentru că până la momentul cu Stelian Ion și până când a izbucnit scandalul, cei de la USR, din punctul meu de vedere, au condus. Ei au condus guvernul de facto. Dar mai sunt pentru momente... că au dat drive-ul de guvernului. Da? Dar vedeți dumneavoastră, Ministerul Justiției, că dumneavoastră a spus în introducere că Ministerul Justiției este mărul discordiei. Așa e. Ministerul Justiției nu este atât de important datorită faptului că ministrul propune procurorii. Asta e o falsă teză. Bun, nu este atât de important datorită faptului că ministrul este practic, are autoritatea Ministerului Public. Ministerul Justiției este foarte important pentru că este principalul avizator al actelor normative. Deci în momentul în care omul care e la Ministerul Justiției vrea să-ți paralizeze un guvern,
nu îți avizează actele normative. Deci, practic, nu poți să legiferezi. Nu-ți pleacă proiectele de lege. Nu-ți pleacă proiectele de acte normative din guvern. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă ministrul justiției, și s-a demonstrat, ministrul justiției USR, nu aviza actele solicitate de premierul Câțu, pentru că șeful lui politic, domnul Barna, îi spunea, băi, nu le avizezi. Asta da? Știm. Haideți să mergem la domnul Oprea, apropo de cum va arăta politica și scena politică în următoarele, peste vreo săptămână, când se va constitui acest guvern PSD PNL sau PNL-PSD, domnule Oprea, vă pregătiți de intrarea la guvernare și apoi de retorica a celor de la USR, care evident de dimineața până seara vor spune că sunteți niște hoți, dumneavoastră, liberalii, toată lumea care este la putere fură, doar cei care sunt în opoziție, adică AUR și USR nu au furat, nu vor să fure și ei păzesc pe ceilalți să nu fure. Asta va fi retorica următoarelor luni. Pentru că ați început emisiunea făcând recurs la istorie, aș vrea să vă aduc aminte că Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România a fost fondat 31 martie 1893 și dacă mergem până la Sighet, la Memorialul Durerii, veți vedea că în acea temniță au fost și socialdemocrați. Asta așa, ca un scurt recurs la istorie, pentru că nu trebuie să învățăm neapărat noi cei din PSD istoria Partidului Național Liberal. Dacă am citit istoria României, știm și istoria Partidului Național Liberal, cum deopotrivă trebuie să știm și, și istoria Partidului Social-Democrat și a Social-Democrației în România. Sigur că am ascultat discuția dintre colegii de platou de mai devreme și mă gândeam că niciuna din aceste teme nu este o problemă reală a României. În 10 zile de criză, din păcate, au pierdut lupta cu această boală, cu COVID-ul, 4.374 de români. Sunt drame, sunt traume trăite de foarte multe familii. Acesta ar trebui să fie subiectul principal al discuțiilor noastre. Cum stopăm această nenorocire cât mai repede? De aceea noi am spus că trebuie să avem un moment de solidaritate, de înțelegere față de problemele reale ale românilor și să le tratăm foarte serios. Vine iarna. Nu e un secret. Nu descoperim acum că vine iarna, ea vine în fiecare an, dar de data aceasta va fi mult mai groaznică ca în alte ieri, pentru că încă această presiune a creșterii prețurilor la alimente, la gaze, la energie electrică sunt o realitate. Presiunea asta este la termoficare, domnul, la termoficare, domnul, dacă e o întreagă discuție și pe termoficare. Și pe bani de subvenții. Iar l-am văzut pe Nicușor Dan urlă după un sfert de miliard de lei că vrea bani de la guvern să dea subvenții. Cea mai ticăloasă chestie, da? Să dai subvenție Otova tuturor bucureștenilor care au venit urmare în comparație cu ceilalți din țară. Otova, da? Că ești bogat, că ești sărac, tu primești subvenție de la Primăria Capitale, de la Nicușor. Repet, vrea vreo 250 de milioane de lei. Sunt convins că dacă am face un studiu foarte serios asupra celor care locuiesc astăzi în sistemele centralizate de încălzire în București, în Craiova, în Ploiești, în Timișoara, în celelalte municipii care sunt în acest sistem, vom constata că cei care sunt în acest sistem nu au resurse materiale atât de mari, că poate ar fi locuit la casă sau și-ar fi pus deja centrală termică proprie de apartament. Și aceasta este o discuție care poate fi făcută. Însă este important să trecem iarna acum. Domnul Oprea, cunosc declarațiile astea. Haideți să intrăm în realitatea zilei, că suntem obligați de evenimentele politice să dezbatem realitatea de astăzi. Da? Dați-ne niște știri, vorba unor jurnaliști trecuți și cu experiență. Dați-ne niște știri. Spuneți-mi ce minister vă doriți. Vreți transporturi, vreți energie, vreți economie. Cum vedeți guvernul ăsta? Semnați un protocol cu cei de la PNL? Faceți un angajament de guvernare? Ați văzut ce s-a întâmplat cu guvernarea PNL-USR? Dacă nu se pune ceva pe hârtie în țara asta, că doar vorbele și agreement-ul, da, nu funcționează. Că acum sunteți în negocieri. Peste 4-5 luni o să vă certați probabil cu liberalii. Aveți de gând să puneți ceva pe hârtie? Aveți niște domenii de interes? Ce se întâmplă mai departe? Dați-ne niște lucruri concrete, că vine iarna, știm și noi. Păi știm că vine iarna, dar eu spun că tocmai aici este marea problemă, că nu sunt măsuri de protecție reală pentru cetățenii din România. Aici ar trebui făcută discuția și de aici ar trebui plecat. În seara asta
Cred că am să vă dezamăgesc dacă vreți o știre, pentru că nu există știri, de-abia ce am văzut declarațiile lui Florin Câțu, care a început să definească ce înseamnă flexibilizarea. Am fost blocați în această flexibilizare, este cel mai folosit cuvânt astăzi în România. Toată lumea a încercat să înțeleagă oare ce înseamnă această flexibilizare. Domnul Oprea, dar iertați-mă, intervin, vreau să vă întreb și eu ceva, ca să intrăm în chestiune. Dumneavoastră, lăsați partidul. Partidul ca partidul, am înțeles. Toți, uite, și eu am trecut pentru un partid și așa mai departe. Bun. Dar dumneavoastră, Radu Oprea, de la PSD, dumneavoastră ați vrea să faceți guvern cu liberalii, domne? Repet, e o întrebare țintită, o chestiune... Declarațiile... Nu este aici vorba de ce mi-aș dori eu. Păi nu, asta este retorică politicianistă. Nu e vorba de ce-mi doresc, că e vorba de ce-și dorește țara, partea. Dumneavoastră, Radu Oprea, da, repet, om politic, aveți ceva vechime, nu sunteți de ieri, de azi în PSD. Ați vrea să vă vedeți la guvernare cu liberalii? Există declarații ale președintelui... Lăsați-l, domnule, pe președinte, pe Ciolacu. Ciolacul are pe ale lui. Eu vă întreb personal pe dumneavoastră. Da? Dumneavoastră sunteți o persoană, nu sunteți o persoană doar când cu un carnet de partid. Da? Dumneavoastră, membru de partid, nu cont, bun, deputat sau acesta, dar vreți să faceți guvern cu liberalii? Vă trage inima? Vi se pare o chestiune, cum să zic, care ar funcționa? Dați-mi un punct de vedere personal, repet, lăsați-l pe Ciolacu. Ciolacu o să ne spună ca președinte al PSD cum e cu o astfel de formulă. Dumneavoastră. Domnul Turcescu, dacă noi doi nu am stat de vorbă și nu am pune pe hârtie foarte serios, domne, de la ce plecăm? Uite, 1, 2, 3. Noi vrem ca să terminăm cu problema pandemiei cât de repede se poate. Să fie medicamente în spitale, să știți toate dorințele pe care le-am spus și domnul Oprea, nu mă luați pe la Brașov ca să ajungeți la Popești. Exact. Mergeți, domnule, direct. V-am întrebat ceva, dați-mi un răspuns, să plec și eu fericit în prima jumătate a emisiunii, da? Dar dacă dumneavoastră și cu mine nu știm ce ne dorim și n-am definit bine acest lucru... Lăsați, domnule, ne dorim să trecem la cum zicea Silviu Mănăstire. Să trecem iarna, să trecem de, doamne ferește, vreo criză economică, să scăpăm de nenorocirea asta dacă s-ar putea de criză sanitară. Ce să ne dorim mai mult de atât? Ce credeți că ne dorim în momentul de față? Să transformăm România în Dubai? În ce credeți? Nu se poate, domnule. Noi vrem chestii pe termen, mai vrem un drum, mai vrem o șosea de centură, chestii de-astea, cum să zic, mici. Hai să lăsăm asta cu pe cel... foarte mult să fie medicamente în spitale. Acum, exact, deci de-astea, înțelegeți, să nu ne mai moară părinții în spitale, să nu ne mai fie frică să ne ducem la spital. Deci avem chestii, cum să spun, punctuale, mici de rezolvat. Și în contextul ăsta vă întreb. Dumneavoastră vreți un lucru liberare? Care pare foarte simplu. Mi-aș dori să știu dacă vor merge sau nu vor merge copiii la școli. Eu cred că e un lucru foarte important pentru majoritatea celor. Dați-o naibii de retorică din asta politicianistă. Vă întreb din nou, ultima oară, pe cuvântul meu, nu mai insist. Dar... Repet încă o dată, dacă nu stăm de vorbă, nu avem cum să știm aceste lucruri. Și deocamdată nu ne-am întâlnit. De aceea nu există știri în această seară. Paolo! Bun, domnule Fenechiu, deci mâine ce trebuie să se întâmple, sau poimine, să se desemneze un premier, după care încep negocierile. Eu am înțeles că vor începe negocieri înainte de desemnarea premierului. Ăsta a fost și sensul ședinței de astăzi a Biroului Politic Național. S-a desemnat o echipă de negociere, care practic e veche echipă de negociere, care... Domnul Câțu, mă scuzați, Vâlceanu, și cei patru vicepreședinți, Iulian Dumitescu, Raeș Bogdan și Gheorghe Frut. Exact. Da? Deci, președintele, secretarul general, cei patru vicepreședinți. Deci veche echipă de negociere, care practic va începe discuții atât cu PSD cât și cu USR. Discuțiile vor fi în sensul verificării disponibilității pentru a crea o majoritate care să cu care să trecem iarna și să guvernăm cât mai mult e posibil, pentru că ideea de bază nu este doar să facem o majoritate care să treacă iarna. În raport de conținutul discuțiilor, echipa de negociere va prezenta Biroului Politic Național rezultatele. Biroul Politic Național urmând să aleagă care e formula. Acum, e posibil ca să existe posibilitatea să constituie o majoritate cu ambele partide, e posibil să se poată doar cu unul din ele, sau e posibil să se poată cu niciunul. Din punctul ăsta de vedere, mi-e greu în momentul ăsta să fac... Asta înseamnă anticipate. Vă asumați anticipatele?
Păi dacă nu se face cu dacă partid. Se pune problema dacă ni le asumăm sau nu. Dacă se ajunge la o stare de fapt care nu va putea fi depășită, nu cred că e o problemă de asumare în ultima instanță. Dar noi credem că există suficient de multă rațiune că până da. Martie aprilie. Marcel Ciolacu e prima declarație în care spune explicit că vrea să intre la guvernare pentru a rezolva problemele României. Haideți să vedem pe președintele PSD. Acum rămâne de văzut cum se va intra la guvernare, pentru că dincolo de toate lucrurile astea generoase, de a salva România, de a rezolva lucrurile stringente, politica cum este, cum vă spuneam, este foarte pragmatică. În momentul de față sunt grupuri de interese din toate partidele politice care sunt la masă și încearcă să-și împingă oamenii. Este o bătaie feroce pe poziții, pe ministerele cheie, ministerele avizatoare, Ministerul Justiției, Ministerul de Finanțe și pe pozițiile bănoase ale guvernării. Așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Asta este realitatea și nu se întâmplă neapărat numai în România. Peste tot când se fac alianțe și se împarte puterea, așa procedează politicienii. Pauză comercială, revenim cu domnul Ciolacu în discuție, discutăm și despre pandemie și despre declarația, m-a revoltat astăzi declarația unui oficial de la Banca Națională, Lazia. El a zis, băi români, terminați cu mâncatul de carne, nu mai mâncați carne. Pentru că e povestea asta cu îngrozirea globală. Și tot mâncați carne de vită și vă dedulciți la tot felul de trufandale pe bază de proteină și o să se sufoce planeta din cauza voastră. Declarația asta absolut ticăloasă, în condițiile în care în România, se mănâncă cel mai prost, se consumă cel mai proaste alimente, pentru că oamenii nu au bani. O Românie în care consumul de proteină, de carne, cum zicea Lazia, că băi Lazia, tu crezi că românii mănâncă vită? Tu crezi că românii sunt nemți sau românii sunt franțuși sau italieni? Păi în România se mănâncă cea mai proastă proteină, cele mai mizerabile mezeluri. Și fiecare în periurban și în zona rurală, poate nu în zona rurală, poate mai cresc pe lângă îmbătătură una alta, un porc, niște găini, dar cu siguranță oamenii care locuiesc prin orașe mănâncă prost în România. Așa că poveștile astea cu renunțatul la carne de vită, păi nu se mănâncă carne de vită în România. Da? Asta puteți să o spui altora din Europa. Pauză și revenim. Nu e nici prima, nici ultima oară când am spus că Partidul Social Democrat își asumă și în această criză să intre la guvernare. Lucrurile nu se exclud unele pe altele. În primul și în primul rând, am constatat că după încă 10 zile de criză, anumiți lideri politici au spus clar că nu poate să treacă prin Parlament un guvern minoritar. Lucru pe care noi îl spunem de la începutul crizei, indiferent dacă este un guvern USR, PNL, PSD, România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar. Toate scenariile rămân deschise în continuare și cred cu tărie că întoarcerea la popor este cea mai corectă. Nu avem condiții, nu am discutat și ca să vă răspund și dumneavoastră, vorbesc cu toată lumea la telefon. Nu am nicio reținere, indiferent din ce zonă politică vin aceste telefoane și mi se pare corect să facem acest lucru. Vorbesc la telefon cu toți actorii politici care pot ajuta ieșirea din această criză și să ne întoarcem la problemele adevărate ale României. Da, România seamănă cu o țară dintr-un roman suprarealist sud-american. Toate partidele spun că vor la guvernare, dar nu se face guvern. Toate partidele spun că vor să salveze România de facturi, de criza pandemică, dar nimeni nu face nimic efectiv pentru a salva România. Da? Repet, toate partidele spun că vor la guvernare, acum toți vor la guvernare, dar nu se face guvern. De ce? Pentru că fiecare partid în parte vrea să intre la guvernare în condițiile lui. Și nimeni nu este dispus să negocieze. Domnule Ilie, vă rog. Vreau să zic, de când s-a discutat anterior, ziceați că nu există nicio știre în seara asta și faptul că nu există o înțelegere între partide ar însemna că nu este o știre.
Da, lucrurile sunt mai simple. Știrea este evidentă, dacă analizezi un pic. Știrea este că Iohannis și Câțu vor puterea interimară. Nu interesează de ordonanțe de urgență. Ei vor să numească oameni în instituții. Vor să aibă acest control pe care îl permite guvernul interimar și vor să-l ducă cât mai mult, cât mai departe. Păi că poate e un control redus totuși dacă e interimar. E păi un control redus. Ordonanțele de urgență. Atâta tot. În rest, au toată puterea și nu doar că e redus, au toate ministerele acum. Că vor face alianță cu PSD, vor face cu USR-ul, vor trebui să împartă ministerele. Acum le au pe toate. Nu mai trebuie să dea socoteală la Ministerul Justiției, pentru că au emis minister avizator, sau la Finanțe, la fel. Ei au acum tot guvernul și asta le convine. Asta este știrea. Lor le convine și faptul că au stat 10 zile ca după aia să-și retragă mandatul, este evident că asta a fost planul de la început, să tragă de timp. Și este o tactică absolut cinică și condamnabilă din punctul meu de vedere. Asta este o absurditate. Nici vorbă, niciodată n-a fost în intenția Partidului Național Liberal să prelungim un interimat. Trebuie să ai o problemă de abordare logică să poți crede. Nu a Partidului Național Liberal, a lui Câțu și a lui Iohannis. Câțu se bucură că Orban și apropiații lui pleacă din PNL, pentru că un PNL divizat nu poate să strângă o majoritate în Parlament. Și asta înseamnă că el păstrează frâiele guvernării. Păi până când, domnule Fenechiu, pe logica? Nu există un termen, deci nu există un termen. Guvernul interimar are puteri reduse de administrare până la momentul instaurării noului guvern. Deci, teoretic, în momentul când Parlamentul dă încredere un nou executiv, în momentul în care noi miniștri împreună cu primul depun jurământul, actualul cabinet își dă activitatea. Mai simplu spus, solicitarea unică principală, cardinală a celor de la USR a fost ca să dispară domnul Câțu. Da, în fruntea guvernului. Și a dispărut domnul Câțu, da? De ce nu se reface alianța cu USR? Este greu păi să... Stați puțin, domnul Mănăstire, să dispară domnul Câțu, dar să revenim la posturile de minister. Nu putem să votăm așa și să stăm pe margine. Nu asta este scopul unui partid politic. Domnul Fenechiu, deci dânsii vor cele 6 ministere și se întorc la guvernare. Nu e simplu? Pare simplu. Eu nu sunt nici în echipa de negociere, nici nu pot să decid în numele Partidului Național Liberal. Ceea ce pot să-i spun colegului meu este că n-am nicio îndoială, știe, Biroul Politic Național a validat echipa de negociere, care începând de mâine va începe negocierile și cu USR-ul și acolo vor discuta. Eu n-am de unde să știu dacă poziția Partidului Național Liberal într-o nouă coaliție va fi că USR-ul rămâne cu 6 ministere, va avea 7, 9 sau aceleași sau altele. E o problemă care excede din perspectiva competențelor și atribuțiilor mele. Dar cred că în momentul când se vor așeza la masă, eu cred că și trecutul va fi extrem de important. Ori din punctul ăsta de vedere, faptul că USR-ul se încăpățânează să-și dorească să mențină Ministerul Justiției, mai mult, chiar l-au propus pe Stelian Ion, adică a fost o chestiune. Pentru mine este o dovadă de neseriozitate, pentru că în momentul în care noi l-am retras pe Florin Câțu, da? Totuși, USR-ul merge în continuare cu Stelian Ion. USR-ul îi se pare că Stelian Ion a procedat foarte bine. Realitatea este că a avut un mandat ministeriabil extraordinar. Domnul Penechiu, n-au început discuțiile și dumneavoastră ziceți că noi insistăm pe Ministerul Justiției. Nu știu. Stelian păi dumneavoastră mi-a spus că vreți cele 6 ministere. N-am făcut altceva decât să vă răspund la întrebare. Din punctul meu de vedere... Noi suntem deschiși la discuții. Nu am zis că nu discutăm în alte condiții decât cu cele 6 ministere. Suntem deschiși la discuții. Cel mai simplu ar fi să revenim pe formula agreată anterior, dar se poate și alta. Nu am zis nu altfel, dar n-au început aceste discuții. Și suntem la mai mult de 3 săptămâni de când s-a făcut prima nominalizare. Și nu avem aceste discuții. De ce? Pentru că lui Florin Câțu, și nu am zis PNL, eu sunt convins că sunt mulți oameni de valoare în PNL și, sincer, mi-e milă pentru ei de ce a ajuns să arate în exterior partidul acesta în această perioadă. Este extraordinar. Florin Câțu, USR-ul e milă de PNL. Florin Câțu își dorește să păstreze acest interimat. Eu vreau să vă spun dumneavoastră următorul lucru. În toate structurile statale ale Partidului Național Liberal, noi avem o situație foarte frumoasă. Ați observat că
e pe sistemul conferințelor de presă, tot ce stăm acolo iese în 5 minute, vedem pe știri, pe surse, pe G4 Media, pe alte structuri, pe alte... Aveți turnător la PNL? Nu, avem probabil niște reporteri deghizați. Știți că până acum se discuta despre așa, despre acoperiți. Acum avem jurnaliști în chestia... Turcescu, de exemplu, când era parlamentar, nu făcea lucruri de genul ăsta. Cred că, mă rog... Dar noi se pare că avem niște oameni foarte bine pregătiți. Deci, din punct de vedere, n-am nicio îndoială că aveți feedback de ce se discută. Există destul de mulți oameni care și-ar dori o colaborare cu SRU, dar toți acești oameni sunt oripilați de abordarea voastră. Da? Și eu fac parte dintre ei. Adică mă faceți hoț de dimineața până seara, vorbind la general. Că primarii fură, că proiectul... Dom'le, stai puțin, s-a făcut proiectul... Am zis că de la PNDL a pornit problema și pentru că nu existau acele criterii clare de cheltuire a banului public și domnul Ilie, domnul Ilie, vă... Să nu ne trecem în ordonanță, putem să facem ce vrem cu fondurile și domnul Ilie, altele au fost declarațiile domnului Stelian, mă scuzați, acum vreau să revin la fapte, nu la opinii. Avem și o dezbatere de opinii, dar faptele sunt fapte. Declarațiile explicite ale domnului Stelian Ion, colegul dumneavoastră, după ce a fost demis, au vorbit despre miza numirii procurorilor. Asta a spus domnul Stelian Ion. Povestea asta cu PNDL-ul a fost o scuză și a domnului Stelian Ion și a domnului Câțu. Procurorii, ăștia sunt importanți în România, pentru că ăștia arestează. PNDL-ul este foarte important pentru că sunt bani mulți, România are nevoie de investiții, dar dacă nu punem acele criterii, banii vor fi aruncați pe becuri de 2000 de euro și ce știu ce alte bazaconi. Câte becuri de 2000 de euro s-au folosit din PNDL? Eu vă spun un lucru, întrucât văd că aveți această retorică, rugați-vă colegii de partid să ne spună. Poate a fost un bec sau două, dar haideți să vedem, au fost mai mult de două. Bun, nu, hai să o luăm așa. A fost toaleta de 800 de milioane. Ok, nicio problemă. Faptul că nu au fost arestați acei cretini este o problemă a sistemului judiciar. Da? Nu este o problemă a guvernantului. Pentru că hoțul va încerca să fure în orice situație. Deci nu este suficient să creezi un sistem, un sistem blindat. Vreau să vă spun că România are unul din cele mai stufoase sisteme de finanțare, începând cu AFIR-ul, mergând mai departe la piața, mai puțin, da? Tot ce înseamnă fonduri europene. În toate țările europene, accesul celor care doresc fonduri europene este foarte simplu. 5 hârtii, 3 declarații, s-a rezolvat. La noi faci dosare întregi. De foarte multe ori te agață cu o virgulă pe nu știu unde. Asta este deja o paranoia care nu împiedică furtul. Pentru că cei care sunt hoți de profesie se specializează, își fac metode, tehnici, tactici, rețele. Nu asta e soluția. Soluția e să flexibilizezi fluxurile financiare, să faci verificări și când e prins că fură sau că își bagi joc de banul public, să-i sancționezi. Dar eu vă spun un lucru, vorbesc în numele celor 1300 de primari liberali, care în momentul de față nu au altă resursă decât banii... Care vor pensii speciale. Așa. Nu, stați puțin. Bun, deci dacă dumneavoastră așa înțelegeți, un dialog va fi foarte complicat. Asta pentru că nu primarii liberali vor pensii liberale. Ce vedem noi acum, de fapt, este... Ăsta e, așa arată, doamnelor și domnilor... Dar tu crezi că USR-ul... Așa arată guvernul României. Așa a arătat vreme de 8 luni de zile guvernul României, da? Cu discuțiile din categoria asta. Să știți că dacă există în momentul de față, chiar și în rândul liberalilor, dar și în rândul susținătorilor liberali, un soi de, cum să spun, de blazare în care zic așa, domne, hai, domne, hai să încercăm mai degrabă cu PSD-ul decât cu USR-ul. Asta e și din cauza faptului că s-au săturat cu toții să asiste la genul ăsta de șarje retorice, da? Din categorie bapea mătii, hoțule și nu știu ce, și s-au mai săturat de ceva. Și un accent pe care îl pun și cred că este bine spus. Și anume, dumnezeu, s-au săturat de amatorism, de gargară, de vorbăraie. Sunt oameni care se gândesc și mărturisesc că mă număr printre ei, care zic așa, bă, dacă ăștia 8 luni de zile n-au reușit să facă nimic, mă, n-or avea cu cine, mă? Poate mai există resursă în interiorul, am ajuns să o spun și pe asta, în interiorul PSD-ului, mă. Bă, nu se poate. Nu se poate ca 8 luni de zile să nu se întâmple nimic în această țară, da? Absolut nimic, da? Și atunci oamenii zic, bă, avem nevoie de un guvern, am înțeles. Dar nu-i suficient să ai un guvern doar ca să răsufli și să spui, hai că s-a terminat, avem un guvern, s-a investit un guvern. Nu.
Trebuie să ai și un guvern care, în care să existe niște inși care să se pricea acum la ceva. În USR sunt și oameni în regulă. Eu la Senat am o colaborare bună cu o mare parte din senatori. Am făcut majorități, am făcut lucruri serioase. A fost verificată soliditatea lucrurilor care le-am discutat. Deci eu îți spun că dacă USR-ul ar consta doar în partea de Senat, da? Eu spun că s-ar putea face coaliția. Nu știu, poate că la Senat sunt domnul Stelian, eu nu. Daniel, am uitat și eu și Silviu Mănăstire și zeci de mii de oameni, că sute de mii care au privit emisiunea asta, da? La șarja dintre tine și domnul Victor Ilie mai devreme, da? Ne-am uitat! Adică voi, tu vrei să-mi spui mie momentul de față, da? Că un guvern revenirea într-o formulă PNL-USR, da? O astfel de formulă, într-o astfel de formulă nu vor mai exista discuții de genul ăsta. Pă, de a doua zi încep. Nu, dar astea ar trebui de a doua zi încep. Astea ar trebui sistate, da? Și ca să, și pe nu, dar stai puțin, acolo eu îți spun, una din temele majore a fost tema Sigiului, da? În momentul când s-a constituit guvernul. Domnule, dar naibii de nu, stai că e foarte important, da? Sigiul a fost decontat de PNL, că PNL nu vrea. Păi sunteți în afara PNL împreună cu USR-ul nu au majoritate. Daniel, sunteți în afara agendei publice. Exact ce spunea Robertu, ce spunea asta, vă uitați pe sondaje, ce interese au românii? Sigur. Credeți că interesează de Sigi? Da, da, vedeți dumneavoastră, este una. Sigi este a 20-a problemă de la celelalte prime 20 de probleme care au legătură cu viața reală. Da, dar Sigiul este o condiție MCV-ului, MCV-ul este o condiționare pe finanțare. Deci, din punct de vedere, și Sigiul trebuie rezolvat, da? Da. Iar eu nu spun aici în formă ipocrită, da? Dar o spun în varianta că, de exemplu, dacă Stelian Ion ar fost un ministru, cum l-a fost, da? Cu siguranță ar fi putut să vină și să treacă mult mai multe acte normative în justiție. Dar Stelian Ion a făcut exact așa cum ați prezentat chestia respectivă. Dom'le, dacă nu ești de acord cu mine, obligatoriu, ești uselist, comunist, totalitar. Dom'le, așa trebuie să facem ca așa zic eu, și da? Hoț. Și hoț. Da? Aceeași mizerie, deci PNL-PSD, aceeași mizerie, asta este filozofia politică a USR-ului. Eu nu spun că e greșită, e a lor și o asumă, merg cu ea înainte. Dar vă spun din nou, deci o refacere, că toată lumea oftează, zice, domnule, să se împace, domnule. O refacere a coaliției PNL-USR. Care refacere, bă, oameni buni? Dar au scris aici, da, în 24 de ore de la momentul în care a investit un nou cabinet PNL-USR, reîncepe dansul, circul, porcăiala publică, sabotarea, înjurătura de mamă pe la colț mai întâi și după aceea imediat înjurătura în studio de televiziune, cearta pe resurse, pe bani, că între timp, dacă vă întrebați, că cei de la PSD, cei de la USR au înțeles și ei cam cum e cu fondurile, cu banii, cu puterea politică, cu ce înseamnă să fii la butoane, cum se spune, da? Neapărat în sensul rău al cuvântului, eu spun, dar îți conferă forță, te sună cu tărică, ai altfel de, da? Deci, despre asta este vorba. Da. Nu-mi spuneți că apropo, se poate reface ceva în România. Apropo de justiție, nu se mai poate face și de procurori, mai țineți minte doctorul de la Spitalul Județean de la Piatra Neamț, care a intrat în foc să salveze pacienții de la incendiu de la Piatra Neamț? Da, care a fost spitalizat, da? În Belgia, da. L-au pus sub acuzare procurorii. Justiția din România, informații de ultimă oră, eu zic să și-l condamne la pușcărie, dacă tot s-a băgat în foc, vreo 4-5 ani. Contează, dosar penal, pauză și revenim.